comori ascunse. Hristos a înviat și, în primul rând, mulțumim Bunul Dumnezeu că ne ajută să mergem pe acest proiect. Reamintesc că suntem la comorile ascunse, pe urmele Arhimandritului Rafael Bodiu și vom discuta istorii și întâmplări din viața noastră pe lângă Părintele și vom aduce la cunoștință tuturor darul lui Dumnezeu care a lucrat prin Părintele asupra noastră. Cum l-ați cunoscut prima dată pe Părintele Rafael? Prin anii 80 ceva, când el a venit deja în Moldova, eu eram foarte bolnavă. Și fără că să-l știu, îi spuneam soțul, du-mă la Părintele Rafael, du-mă la Părintele Rafael. Dar el mă întreabă, cine este Părintele Rafael? Nu știu, dar du-mă la Părintele Rafael. Până la urmă am aflat unde el este, în Nicoreni, la biserică. Ne-am dus la biserică, Părintele când ne-a văzut, cu dragoste, s-a apropiat, a vorbit foarte așa, ca de obicei cum el, sever. Se vede că eu îl căutam pe Dumnezeu, însă eu nu știam cum să procedez. N-avem cărți, pe atunci nu erau cărți de rugăciuni. Și când l-am văzut, eu atât de tare aveam o frică de Dumnealui, că îi simțăm puterea lui duhovnicească atât de mare în el. Am stat la rugăciuni, am simțit puterea asta care el în continuu ne proteja cu toate lui, cu rugăciunile lui. Pe urmă ne-am mutat la lagărul Pionieresc, la mănăstire deja. Acolo au fost deja, pașii noștri de copii. Că cum ne-au luat pe copilași mici și au început să ne învețe de la și până la. Ne învăța cum să ne rugăm, ce să facem. Încetul cu încetul, el vine când făcea rugăciuni, vine lângă mine și mă întreba, Liuda, eu te văd că tu te simți foarte rău, dar eu îi spuneam, nu, place că e tot bine. Însă el cu Duhul lui vedea că ce se întâmplă. Pe urmă, de multe ori, așa îmblam, și dimineața la rugăciune și seara la rugăciune, în continuu, canoane. Numai și Părintele nu ne face pentru noi ca să ne scoată, să ne aducă pe o cale dreaptă și să fim sănătoși duhovnicește. Asta a fost. Avem o frică noi foarte mare de el. Simțăm că când îl vedem, simțăm puterea asta lui mare care el ne zguduie pe toți. Pe urmă, încetul cu încetul, soțul meu, Ion, Dumnezeu să-l ierte, a plecat din viață. El era făcea ascultare tot timpul la Părintele. Noi avem mașină și el în continuu se duce cu batișca. Erați în Chișinău atunci? Nu. În Dobșeni. Da, noi la Târnova trăiam atunci. În continuu, Ion, hai, haidem cu mine. Tot timpul plecau, tot timpul. Într-o bună zi, Ion se duce la Mojilău, la Otași. Când se uită Părintele pe dealuri, cu diplomatul, el pleca. Părinte, s-o oprea Ion. Părinte, unde te duci, Părinte? Zici, când mă duc, Ion?
mă duc în Rusia. Sui înapoi în mașină, hădem acasă. Hădem acasă înapoi. De câteva ori l-a luat de pe dealuri, de pe drum și l-a ducea înapoi acasă, la mănăstire. De el real chiar se pornea? Da, da? Chiar într-adevăr așa se ducea. Pe jos, fără transport, fără nimic, mânca greu, n-avea și mânca, n-avea bani. Că el s-a avut bani, el avea cu ce să ducă. Asta perioada care? Când a început a face mănăstire sau când era încă la Nicureni? Mănăstirea încă nu era făcută. Era în sat la Nicureni? Nu, era la lagru pionerist. Mănăstirea încă pe atunci nu se făcea. De-abia el s-a așeza. De-abia noi ne-am mutat și se făcea rugăciunile în bisericuță. Și noi tot timpul, și pe el ne spunea, zice, eu mă duc. Și într-o bună zi mă cheamă pe mine așa, Liud, îmi trebuie să niște bani, când trebuie să ținem la Poceaiev. Și-a luat el un autobuz ăsta, cum era cândva, gaz de este miș. O încărcat, câți călugări erau pe atunci, o încărcat pe toți, dar zice, tu rămâi în mănăstire, dar eu încă atunci am spus, părinte, nu e nicio problemă, cât trebuie ești atâta facem. Și îi spun lui Ion se duce repede acasă, aduce bani și îi spune, zice, el, pe tata tău, pe fiul, pe toți și începem la mănăstire, la Poceaiev. Când s-o la Poceaiev, pe drum, mergând, eu spart bacul, vrăjmașul, cursată benzina. Mai mers o leacă, eu spars bacul la apă, radiatorul. Dar tot una, cu mare greutate, a ajuns ei la Poceaiev. Când a ajuns la Poceaiev, vrăjmașul îi spune, zice, acum, zice, cât și nu ți-am făcut, îi spune părinte Răver, și nu ți-am făcut. Și tot una a ajuns aici. Asta părintele povestea, da? Da, Ion povestea, dar nu zic. Ion povestea că... Da, Ion a fost cu dânșii. Pe mine m-a lăsat, tu rămâi în mănăstire, să te rogi, dar noi plecăm cu toată mănăstirea și cu creștinii care erau, plecăm la mănăstire. Da, slăuți Doamne, a venit înapoi, tot. Să vă spun cinstit, de la... O copiică, eu am scos atunci câți bani am avut, dolari, și n-am avut în casă, atât am adus. Și zic, slavă ție, Doamne, niciodată nu i-am fost jele ca să dau copiică pentru, mai ales, pentru mănăstire, pentru părintele. Și părintele spunea, zice, Liuda, ai să vezi cum a să fie. Cu 5 ruble rămăsesem, încă erau ruble pe atunci, cu 5 ruble rămăsesem în casă. Voi nu aveți idee cum veneau așa banii. Veneau banii vrând nevrând în casă. Și după aceea tot așa, veneam la mănăstire. Părintele mă punea să-i... Și eram îmbrăcată, bine. Și mă pune ploua, dar el îmi spune, zici că duci și ștergarele de acolo și strângi tot apa de pe, de afară, de pe trotuare, știi? Erau băutoase mari și strângeam tot apa ce. Și când se uita, da, eram curat, tot se uita și de ori se uita, și cum i-am uștat așa mordară de glod? Da, eram curat, n-avem o pată. Pe urmă ne-am dus la părintele Adrian. Tot de-a noastre surori, totuși îl întreabă, bacișca, scăjiți, пожалуйста, a cu un nas, bacișca Rafael? Oi, vă ne знаете, кто он такой? Он такой большой молитвенник в вашей Молдавии. А кто-то еще есть? Покачал. О, да, Динка, что-то нет. Такого молитвенника, как он, нет у вас в Молдавии. А как с вашим монастырем? Больше, как он, нету никто. Aici facem o pauză și vă întreb și dumneavoastră cum ați cunoscut. Era o soră care strângea oameni și ducea la mănăstire, sora Emilia.
Și prima dată când noi ne-am dus la mănăstire, s-au strâns de două rutiere oameni. Nu m-am intrat pe teritoriul la mănăstire, părintele iese din chilei pe scări străini și Nina de la Chișinău. Dar eu am văzut că rutierele sunt două, poate mai este cineva, poate eu nu știu și... Dar pricina nu spune. Iar mai repet o dată, dar eu mă uitam așa prin prejur. Și zic, părinte, eu, ai mort, îți da pe nectare și te duci acasă. Am tăcut, am început a tremura, nu știam ce să zic. Hai la telefon. Vin că te cheam la telefon. Întru eu, dar când mergeam așa cu dâns pe scări, ziceam, Doamne, numai să nu fac prostia asta, că mă gândeam, poate bărbatul meu s-a făcut ceva, că avea probleme. Și zic, ca să vând casa, că avem bani, cumpărasem rutieră. Și mă temeam ca să... Și nu știu ce s-a întâmplat la lucru și cred că mă gândeam de dânsul. Vin la telefon și încep a vorbit, adică și tremuram. Părintele și deși se uita lung la mine, că eram într-un stres nemaipomenit. Eu nu m-am spus, urât de măsuna, că o să omori cu mătrul ăsta, cu mlatul meu și ce să facem, cum să-l îngropăm. Că eu am spus, duceți-l la biserică și întrebați părinte să o facă toate rândul el. Și nu avem putere deloc să mă scol. Zic, părinte, dați-mi voie măcar 5 minute și mă așez pe scaun. Și el atunci, numai așa au pus mâinile în cap și a zis, tate, știi, eu nu te mai chemam. Da, s-o spărie tare el. S-o uitat și eu zic, părinte, dați-mi voie 5 minute măcar să pe scaun. Și am stat așa pe scaun și văzut el cu neunită în șire. Și ziceam, părinte, dați-mi linctar măcar... Cu o săptămână stă la mănăstire, deci că poți stai și o săptămână și două și o lună. Îți dau binecuvântare. Am ieșit, am stat la dumnealui atunci a trei săptămâni și el a văzut situația mea care eu am avut-o și el zice că eu plec la Rusia. Asta era, aproape de Sfântul Ierar Nicolae, în mai. Tot era primii ani începutul mănăstirii, da? Da, în primii ani. Eu am mai fost până la Părinte Rafael la multe mănăstiri cu vreo 15 ani, vreo 15-20 de ani asta. Apoi eu încă nu știam pe Părinte, primii ani, fusesem întâi la multe mănăstiri. Și tot îmi ziceau că la Matale Străbiești un preot puternic care poate să roage pentru mine, că problema mea era așa că eu când mă duceam, nu știam cum să spun, că mă rog, mă duceam pe la mănăstiri, dar așa probleme n-am avut până s-a întâmplat. Că eu ziceam, când mă duceam la părinte să vorbesc cu oarecare părinte, zice, părinte, eu nu știu cum să încep să vă spun, dar spune cum, că nu este înțeles. Părinte, zic, bărbatul meu a căzut în desfrânare, cu o ehovist și frații lor sunt baptiști. Și când au zis de asta, zic, noi să ne rugăm pentru mă, dar este foarte greu sarcina asta ca să o ducem noi. Și tot mă duceam la un preot, la unul, la altul și tot și venim acasă și la mine era icoana Maica Domnul Cazanscă. Și mă rugam la dânsa, zic, tăți preoții mă resping, zic, e greu sarcina mea. Zic, dar eu vreau un preot. Și că așa l-am cunosc părinte. Că m-am întâlnit cu sora Emilia și sora Emilia și că ai cu noi la mănăstire. Și părinte, o să-mi ță durere care s-a făcut și de tăși v-a tras atenția. El deseori, știi, a început să vină la mine acasă și el zice, cum o trai la mine în casă? Numai noi aici, în altă parte. Trăim în casa asta, Romașca. Și el a intrat și a zis că eu îți dau binecuvântare să ieși din casă. Eu 2 ani de zile n-am transitat la mine în casă. Eu am dormit la unul și la altul. Era rușine, știi, să stau când la unul, când la altul. Nici de lucru nu puteam, că eram așa... În casă la mine era așa murtar că îmi păcnea perețe. Îmi păcnea și eu nu puteam să dorm. Și eu nu puteam să lucrez de 8. Și părintele zice că deseori mă duceam la dânsul și el zice așa, Nina,
N-ați și problemele, te-ai rezolvat într-un an, doi. Că la tine e tare greu. Dar eu îți dau binecuvântare de tăi să pleci de acasă, la tine viața să fie cu totul altfel. Parcă să fie un vis, dar mie îți pare că parcă ani întregi să treacă și n-ați mai și. Și că așa un an, doi, trei, și el zice că hai să vindem casa, că așa ne-a spus, că el, a Cătărin nu spune el lucrurile astea, el știe unde tu trăiești și eu trebuie să vin la tine, să lepăd o săptămână în mănăstirea, să vin la tine acasă să curez, dar el știe unde tu trăiești și a să aduc și a să aduc murdării. Și el zice că ei vor să te ducă la Costigeni, că ruta și mașina i-a dat-o. Până la asta, când părintele meu prima dată la mine în casă, apoi el așa m-a spus că trebuie să lepui bărbatul meu, dar noi foarte bine am trăit bărbatul. Noi am trăit din 89 până în 98, să nu-mi cuvinte, eu cam poveste am trăit. Dar după asta s-a terminat până în 2004, parcă povestea asta s-a șters. Și greutăți ne-a dușe soțul acasă. Și părinte, eu am trăit, cum la tăță îi spui ca să fii tăt bine, bine, dar la mine nu. Și el zice, Mină, tu înțelegi că la tine situația e foarte grea. Și eu mult ați bat joc de tine, dar tu n-ai spus să rezești. Și eu parcă vrem până o bucată de timp, dar nu putem, că mă rog, mă gândim ca să fie tot bine cum. Și el îmi zice, Nina, înțelege-mă că nu vreau ție rău, eu îți vreau bine. Și când, de acum, zice, hai să vindem casa, că tu n-ai spus trăiești acolo, că tu ai simplu pe drumuri, așa. Și când am vândut apartamentul, nu găsăm de un apartament care îmi trebuiește mie. Că mă gândeam că bine vă trăiți la etaj, și că eu am trăit la 11 etaj, la 19, și vrem mai la jos. Și părintele întotdeauna îmi citea gândurile și că el încă vine la Ciuflea. El vine la Ciuflea, miercurea și vineri era la Ciuflea și el aștepta. Și zice, Nina, și la tine, și la tine, și la tine, și părintele, mică. Atunci el m-a zis, eu ca să lepă tăt și mănăstirea, să trebuie să vin să mă rog la tine în casă. Da, ok. Și când cu ajutorul Dumnezeu ne-am dus noi la Rusie. În august m-am dus cu părintele Ilie, dar în septembrie ne-am dus cu părintele Rafael. Și eu sunt țât că eu mă duc la Rusie și de acasă am început să zic rău. Am ieșit la părinte la mănăstire și când sfințe autobusul, apoi atunci ne-am început încă, a început să mă doară partea dreaptă cu tot, cu mână, a început să mă doară. Dar nu așa tare. Și când am ajuns la Boiani, la Ucraina, la mănăstire, acolo a început să-mi și rău, cât am mers eu pe la Rusia am ajuns, erau și surori și medici și erau și astea și ne dădeau și injecții și pastile și preoți tare mulți erau de la Chetrosu, erau părintele Ilie de la Chetrosu, erau mulți, erau și călugări tare mulți de mănăstire și la Codaiazul mă călugăriți erau și mai castareță era. Și eu mă urcălim că nu putem. Când am ajuns la Ivanova, m-am împrochet acolo la mănăstire și zic, fiitelor, vorbim, tata, normal, dar măișile mă vedem că eu mă negresc și când vorbim, clânțăie dinții, eu nu puteam să vorbim. Și eu când vorbim cu măișile, apoi înțelegem așa mână. Și eu vă zic și treci cu mine. Și zic, fiitelor, mai puneți-vă, păi, mi-a sară și v-ați putea cu mine, și ce sunt în urmă ta? Că eu nu știu, dar nimeni rău. Ele mă vedeau că eram așa, gârbovă, nu știu cum, că ei zice că un umăr mai sus, mai jos, nu pot să vă transmit, că ei cum mă vedeau. Și îl văd parcă, mă rugam așa la Dumnezeu, Doamne, numai nu iei vrăjmașul mintea, ca să nu gândească să fac concerte, că e strașnic durerea care o am.
s-a dus mai și a transmis la arhimandrit Ambrosie, starții mănăstiri la Ivanu. Și-a venit cu chilenicul, dar e, numai că l-a văzut pe ușă și el zice deodată, culcați-vă, știi? A adus un matras, m-a așezat și i-a spus la chilenic să apiesă unde trebuiește. I-a ieșit o leacă mâinile, capul, nu mai țin minte, că de durere, practic, nu țin minte și ține minte cum m-a neocit mâna asta și au zis piciorul ăsta cum să ridici și erau medici, erau surori, măi și prin prejur că nu era procedura asta. Și ne-a pierdut cunoștința. Undeva vreo jumătate de oră, poate și mai mult, eu nu pot să spun. Și apoi m-a străchit cu aghiazm în chilenicul și ne-a spus. Cum mă tale te simt? Eu zic, bine, așa de tare mă temeam că să mă uit în urmă, să nu mai ajung cu durerile și ele. Și el zice că și unde să vă duceți amâiană? Zic că o să ne ducem la Diveiva. Când dimineața, la orele 6, iar să începe durerile și ele mari. Arhimandrit Ambrosie aproape de mine și îmi zice că haideți la mărturisire. Și eu mă mărturisesc și îl zice, da unde mă tale duci mai departe? Zic, mă duc la Diveiva. E ca în drum la mă tale, pe drum, ați vă duci, ați vă închinați la cuvios Serafin Lazarov și ați vă duci la izvor. Și acolo la mătalia să streacă. Așa și-a fost. Mi-a ajutat Dumnezeu așa. Când am în septembrie, noi ne ducem cu părintele, tot. Dar nu avem așa dureri mari. Părintele, când am ajuns la mănăstire, la Chișinău, la mănăstire, apoi m-am dus în bisericuța așa mică și am bătut 50 mătăni. Zic, Doamne, dacă aș și tot durerile și ele, eu nu știu ce și cu mine. Și mergând așa, simțim cu Duhul, simțim că cineva am un înger asupra mea și când începe durerile, parcă cineva mă presa așa și dispărea. Când ajung dimineața la Ivanova, părintele s-a proche de mine, zice, Nina, dar tu cum te simți, Nina? Părinții mă tale știut când iasă și când eu fost rău, deci, dar n-am mai știut de unde te-am pașit. Eu pur și simplu așa te-am întrebat. Părinții mă tale știu, dar nu mai zic nimic, că nu-i corect. Și e că așa părintele m-au ajutat în tare multe lucruri, el pe mine m-au ajutat. El se ruga, el știe, dar se face cum știe și nu cunoaște. Și la Diveiva, într-adevăr, v-ați dus la izvor? Da, și că atunci el a spus la toți că el zice că eu am nevoie și eu de rugăciune, părinte Rafael, zice că am nevoie și eu de rugăciune. Vă rog frumos, vă duceți la alți preoți de mănăstiri să mai dați întrebări, dar și seara era, că era ziua crucii, doar în mijloc era ieșeau preoții, de-a mus-o terna slujba și el zice că să vă stăruiți așa, că să, cum, că să și mă împrăștie, să nu știm unul lângă altul și să-mi dați pași, mă rog. Dar eu când l-am văzut, că eram pe margine, chiar cum era covor, eram pe margine, zic, părintele, mi-a spus să fac ascultare, dar eu n-am făcut ascultare. Uite, eu te căloasa de mine, zic, Doamne, iartă-mă că într-adevăr am greșit și nu i-am îndeplinit asta, ascultarea lui părinte. Când aproape de mine, el așa, eu tăți cereu binecuvântare, întins eu mâine și cereu binecuvântare. Când așa, fără să-mi dau seama, ridic ochii înspre tăști. El așa un zâmbet, o căldură ne-a dat, că știi, parcă am primit un soare fierbinte în mine. Și mă mustram și deodată am început, știi, să mă râd, știi, mi-o dau ochii în lecră de bucurie, că duce mă mustram, că într-adevăr părintele, n-am făcut binecuvântarea lui, ascultarea lui, și uite eu și-am făcut, când mi-o dat căldura și eu, să-mi zic, într-adevăr părintele, mă ocrotește. Chiar și înapoi, el tare mult s-a rugat pentru mine, eu îl simțăm, că el întotdeauna, unii nu merge pe orice creștin care era bolnav cu sufletul, apoi întotdeauna, cum voi vă simțeți? Dar el întotdeauna, dacă ceva
vă apropieți, îmi dați întrebări, eu vă spun, nu, nu vă rușinați că asta, așa e viața și trebuie să o ducem corect, că cum ați ne mutuiem? Ca să dăm răspuns în fața lui Dumnezeu, am știut, părintele, și eu nu v-am dat povață, apoi și ați dai eu răspuns în fața lui Dumnezeu. Și de cum adică la Divie vă smit înapoi din Rusia, de cum e sănătoasă, da? El și mi-a spus că, Nina, după rugășiunile astea, la tine viața cu tătă se schimbe. Și în diopște, n-am cuvinte. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut așa duhovnic. Părintele, atunci se pornea să ducă, da? De că, cum credeți? De ce el vrea să iese, să ducă? Sunt greutățile mari care sunt în Moldova. Și tot ce se petrece la noi foarte multe farme și vrăjători în Moldova noastră, greutatea care nimeni nu putea duce în afară de dânsul. Și el totuși cu puterea lui, și el nu putea rezista, însă noi creștinii totuși cu cât de mitică rugăciunea noastră, cât de slabă, totuși noi înapoi îl întorceam. Dumnezeu nu-i da voie să plece de la noi. Cred că pe dânsul ținea dragostea poporului care vie către dânsul, anume că un grup așa mic, da, și da. Dragostea asta, părintele, din dragoste poate el nu putea să decidă că se ducă. Da, chiar de multe ori, chiar când mă duceam cu dânsul, când în călătorie noi plecam, dar eu stăteam 30 de zile cât am mers noi atunci până la Soloveț când am plecat. Eu n-am dormit o noapte, 30 de zile. Și părintele venea în urmă la mine și ne spunea, hai rugați-vă, când ne-am dus noi cu Icarul, dar meastră mă tine că v-ați dus cu rutiera, erați în rutieră, frații. Și părintele venea la noi și ne spunea, rugați-vă, rugați-vă, măia, rugați-vă. Și noi ne rugam. Care dormea, uita de toate, care... Dar părinte vine în urmă, Galeorca ne spune, vine de urmă. Dar eu mă uitam, tăi, dormeau. Dar eu stăteam așa și lacrimi curgeau și roaie. Dar părinte vine la mine, Liud, dar ce tu așa de tare plângi? Și el atunci s-a spus viața lui. S-a spus, zici că a să vii timpul, când așa de multă lume a să fie la mănăstire, când a să mă iei pe mine și a să mă ducă. A să mă duc că la mucinicie. Dar eu mă gândeam tot timpul că părintele să-l iei undeva la mucinicie. Mucinicie nu i-am dat seama prin boală. Da, 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 asta. Și zice, dar voi... Câte unul după mine să vă dușiți, voi stați la ușă și să mă... Eu o să vă aștept pe voi. Da, eu... Trecuse undeva 25 de ani, e că de atunci, și eu tot timpul, e că toți anii ăștia, în continuu, e că mi-a ales noaptea, că dacă în rugăciuni, și stăteam și mă rugam și în continuu plângeam. Da. Și când atunci, în seara aceea, când în noaptea aceea, părintele îmi spune, și Cliud, de ce tu așa de tare plângi? Te zic, părinte, nu mă întreba, părinte. Dumneavoastră știți foarte bine de ce plâng eu. Și el îmi zice, Cliud, drumul tău a fost nu spre casnicie. Tu alt drum ai avut. Am ridicat capul și spun, eu înțeleg. Da, era deja târziu ați venit când v-ați întors în Moldova. Și pe urmă tot așa, au fost momente când la mine crăpau venile. De 6 ori deja am ajuns pe lună la picioare și eu eram într-o stare foarte grea. Era tot ce s-a făcut în sânge și el îmi spunea părintele, tot pot să fac, Liuda. Dar cum? A venit o videne. Serioja, noaptea? Nu noaptea, dar ziua. Stătea culcat la mamica în casă. Dar la noi casele alături. Și vine o voce. Serioja, mamica ta e foarte, foarte bolnavă. Dar pe dânsa
medicina să poată să o trateze. Însă nu mă pinză o ține rugăciunea. Cum o să termine rugăciunea, se termină toate. Eu vin cu Ion, dacă noi tot timpul în continuu eram la mănăstire. Vin, părintele era la răstignire și îl vede cum merge el. Vine el în întâmpinarea noastră, zici că, Ion, știi, dacă cum vinem dinspre, încă nu era drumul ăsta făcut la trasă, știi cum de ieșută, prin satul Nicorini. Și vinem noi, dar eu zic, eu tot timpul avem o frică, eu niciodată nu mă cem la consultații. Eu și avem tot timpul în suflet, în gând mă gândeam și el îmi dă răspuns. Părinte, dar tu ce am zis, el a venit, el a știut gândul meu. Cum să-l întreb, părintele, să-i spun de evidenia asta și am văzut-o. Și vin, îi spun, părinte, să te muram. Dar el îmi spune, zici că, da, spune Liuda. Încă așa m-a cuprins, zici că, Liuda, spune, și ce ai vrut să mă întrebi? Dar eu zic, părinte, uite așa. Dar el zici că, da, e corect. El îmi răspunde mie, da, este corect. Zice, dar eu ție nu ți-am putut niciodată să-ți spun ție în față. Da, asta este. Dar eu cu așa o fericire, așa de bucuroasă eram, parcă nu știu, dar eu zic, slavă ție, Doamne, știi, cu așa cu dragoste am primit boala asta care este în mine, parcă așa trebuia să fie, parcă spre slava lui Dumnezeu, zic, slavă ție, Doamne! Păi el s-a uitat și lung la mine că alții, cum el spune, ne spune, zice, eu v-aș spune vouă și trecutul și viitorul, tot, ea că așa eu pe voi vă văd. Dar eu nu vă pot spune, unul a să iei cu dragoste, cu sufletească, slavă ție, Doamne, ca așa ceva, că Dumnezeu nu mă părăsește, dar altul a scadă în deznădejde și poate să fie și gata și se întâmple. Și nu vreau să răspund în fața Dumnezeu pentru toate acestea. El de masă, dar mi-a lămurit, mi-a spus. Altă dată, tot așa, să stăteam eu la mănăstire, ne-a luat la câmpier și ce, tot scopa și eram la ascultare în postul mare. Liuda, ce-mi să aducem crengi? Da, părinte, dar cum nu? Era și Irina cu Ilaria, care s-a acum ascultătoare la mănăstire, la... care cum ai, ca Vasile, toate, trei. Da, ele se uită așa lungă la mine. Chiar Luda, ne ducem? Zic, da, dar cum? Ne ducem. Dar asta era în postul mare, în prima săptămână. Ne ducem. Aducem o dată, crengi, a doilea. Bacica îmi zice, dar tot stătea lângă mine. Liuda, nicem și a doilea. Da, părinte, ne ducem și a doilea oară, dar cum nu? Când zicem noi, când se ne întoarce înapoi, mi-a stat tare rău. Și îi spunem, da, am gata, dar niște dureri strașnice de cap, îmi pare că crap capul. Dar îi spunem, zic, nu mai vreau nică, nu mă mai duc, gata, s-a terminat, nu mă duc. Și am fugit în bisericuța aceea care e... Iar, da, invers că am fugit în bisericuță, m-am așezat așa pe oslon, care oslon era la perete și stau așa, dar părintele de urma mea a venit, vine de urma mea, dar zic, dar nu mă mai duc înapoi, nu mă duc, lasă-l stuc el singur el, dar nu mă mai duc eu când însu. Și bodogăream a mine. Dar eu o să uit la mine, Liud, dar tu ai zis că mergi a doilea oară, de eu așa te aștept că nicem a doilea oară. Pe mă uit lung la însu. Da, părinte, dar cum să nu mă duc, părinte, a doilea oară? Am luat și ne-am dus a doilea oară, iar și-am venit. Mă duc de vale la gostiniță să mă culc. Dar pe atunci, dar el toiagul avea. Dar la mine capul se desfășe. Eu așa mari dureri de cap aveam. Tătfetele s-au dus, s-au spălat, s-au dezbrăcat. Dar eu cum am venit, așa m-am... Am pus capul în pernă, nu știam unde să-l vârg, ce să fac de dureri mari. Când peste la miezul nopții, toiagului, prin fereastră, cum era, a intrat, îl vedem, toiagul, și m-a pălit așa pe cap, și eu am și puțin revin, și eu am deschis ochii și zic, Doamne, batiușca.
Era vitenie sau era chiar real? Vitenie era. Și uitați-vă, mă, ce se întâmplă. Părintele vine, bat cineva din braț, a venit, o bătut la fereastră, că înapoi repetită să la rugăciune în deal la bisericuță. El așa ne face nou. Ne învăța cu prigoana, ne învăța cu timpurile grele, ploaie, nevoie, uț, gheoac. Nu mai ajungem de vale la căsuț, la gostință. Iar înapoi tăți. Când mă duc înapoi la biserică, la Iverscă, da, baci că așa de cătoia cu mână. Toată noaptea s-a rugat cătoia cu mână. Și mi-a arătat ce ieșim. Pe urmă, tot așa am fost tot în săptămâna canoanelor, tot părintele vine și mă cheamă. Liuda, astăzi te mărturisești, îți faci Sfintele Maslu și te împărtăși toate trei taine, trei zile de la oaltă. Dar eu zic, bine, dar zic, Doamne, mai am și mărturisi. Dar părintele zice că gândește bine încă. Și eu dăm tătile, le scoșurăm care, poate de pe une. Și așa trei zile m-am mărturisit, a trei zile Sfântul Lazar, la mine capul, plesnie. Bisericuța și ei era plină. Eu în viața mea n-am avut așa dureri strașnice. Eu am ieșit așa, m-am apucat de cap, dar Iona era acasă. Eram singurică cu fetele, cu jimănările. Când acolo, nu m-am văzut, de unde a apărut că Iona nu trebuie să vină. Îl văd biserica plină, îl văd pe Ion la vicernic cum stă, știi, în ușă. Și eu iese că așa m-am apucat de cap, am ieșit afară, zic, nu mai știu ce să mai fac, nu mai știu, mă așa dădeam din cap. Părintele de urma mea. Dar el, și merge și grăie de urmă. Deci, ce să-ți fac? Las că să fie tot bine. Am Ion cu mașina, cu Volga dasă în urmă și îi spune, zice, Ion, ieși o sui pe Luda în mașină și o duci acasă. Dar e, de azi înainte, să duci creștini, oameni, fă milostenie. Unii le trebuiește acolo, du-i cu snuieni și o copec și soția ta să râdești. Uitați-vă, așa se întâmplă. Da, mi-a fost în ziua aceea de Florii foarte tare rău, zic, bacică. Eu vreau de Florii să rămână așa, așa cum îmi stă rău, cum mi-e rău. Dar el zice, nu, du-te acasă ca să fie tot bine. Într-adevăr, mi-a fost o sară încă rău tare. Pe urmă de Florii, eu am început să-mi revin, încetul. Am făcut, așa și mi-a spus părintele, eu am făcut. Și într-adevăr, tot timpul ne-a stăruit ca mașina putea să încărce și nu înțelegem unde a intrat atâția, când era cu Volkswagen, nu știa la roză, știi? Când eram. Apoi, de unii ieșeau ei atâția? Câte 20 erau de urmă în budcă și ea, ieșeau. Câteți pe urmă, ieșeau câte unul, dar eu îmi spun, zici că n-am înțeles de unii ei atâția. Slavă ție, Doamne! Pe el duce la mănăstire, da? Atunci. Ea duce la mănăstire, e dușit la mănăstire, în continuu, e dușit tot timpul ei, spuneam, zici că asta e... Pe un pion, putem să stau, stătem odată la zolo părintele, am stat la masă, dar el spune, zici că, uite așa spre mine, prima dată te-am scăpat, a doilea oară te-am scăpat, dar treilea oară n-am scăpat. Da, Irina cu Ilaria se uită lung și zice, dar nici în cap nu i-a fost de Ion, că se întâmplă cu dânsul. Da, Irina cu Ilaria încă îi spune, zice, că tante Luda s-a referit la mata. Dar eu zic, eu am înțeles. Da, zic, slavă ție, Doamne, a să mor. Să fiu principalul pregătit în fața lui Dumnezeu. Ei, bine, când acolo,
Așa și se întâmplă. Ion îl bate că îl pregăte foarte tare, l-a mai pregătit. Miezul nopță l-a luat un an de zile. El tot timpul, dacă ți-ai minte, tot timpul el era la mănăstire, el duce Chișinău, de la Chișinău. Ei, unii trebuie erau părintele cu ascultare să ducă cu trebuință, el peste tot era cu dânsul. Și tot m-a sunat și m-a întrebat, Liu, tu nu te superi pentru asta că eu îl iau pe Ion? Părinte, Doamne, dar slavă ție, Doamne, eu fac lucru. El, părinte, las, el tot se roagă și tot face un bine pentru casa noastră, nu pentru... Zic, slavă ție, Doamne. Și el așa de bucuros că eu, știi, și tot îi spunea, zina lui Ion. Și nici zina asta. Într-o bună zi îmi spune, măi, e părintele și zici că la trapeză, Liud, spune tu mie, te rog, și nici zina asta, zina asta. Eu, și nici zina, n-am idei, părinte, nu am. Cinstit să-ți spun, părinte, eu nu știu cine e. Noaptea mă rugam, dar el putea așa să ne sune la 1 de noapte, la 2 de noapte, la 3 de noapte, la 4, la 5. Ion, scoală la rugăciune. Baci că Liuda se roagă. Liuda se roagă pentru dânsa. El pune capul poartă și el nu se culca, dormi. El vedea că el nu se roagă. Îl scotea iar. Ion, scoală la rugăciune. Scoala el așa, sunt noros. Ion, amu ia, te-ai îmbrăcat și ai venit la mănăstire. Și vine la mănăstire și era numai el și cu batișca în mănăstire și faceau și Sfintele Maslo și canoane. Că el facea 300 de canoane pe atunci și facea. Și se ruga. Ion cânta, da? S-o citea cu părintele. Ion citea cu părintele. Scrie cărți cu părintele Ion. Stăteau și traduceau cărți din rusești în moldovenește. Și deu... Și baci că dăm o gusă și sculca pe pat la dânsa cronchilioara lui. Dar Ion se culca jos așa. Și se uita Ion toată noaptea. Cum îl chinuie o vrăjmaș pe batișca? Cum el se ridica cu pișoarele așa în sus? Și se întâmpla cu dânsul, cum el tăță. Și el atunci atâta dragoste avea față de Ion, îl iubea pe dânsul tare, dar el îl iubea ca pe un fiu duhovnicesc pe Ion. Foarte tare mult o tras la dânsul. Când vedea cum părintele, într-adevăr, noaptea, cum spunea, mă, el a început să apară o milă față de dânsul. Cred că el se roagă și când tăti chinul care trece, el nu se leapă de rugăciune. Dar Ion așa de acasă și doarme. Să s-o trezăte ca conștiința asta. Da, și asta era. Dar așa că se ducea, dacă el e ca să duce, el nu vroia să deranjeze pe... La cine se duce, de pe el de venea în Chișinău, e venea un Chișinău, să doarme de pe el de la șala, ori la șala, ori la fii duhovnicești. Deci, și că sucea la gostiniță, la hotel. Când la hotel, dar Ion se culca așa lângă ușă, părintele se culca pe pat, deci, că dacă și Ion, tu te culcai lângă ușă, doar mai era pat, da? Dar el zice că de tot timpul am fost în grijă, că Doamne ferește să nu vii cineva peste părintele, că știu cine părintele. Dar bătiș că știi cum e el deschideu ochii și se uita și se trece și l-a scăpat. A fost într-o noapte, împreună, l-a ținut până dimineața pe Ion. A fost într-o stare, Ion i-a stat rău. El o simțit asta, că se întâmplă să crepe o vână puternică. Dar Ion îi spune dimineața, zice, bătiș că mă duc deja acasă. Dar el zice că l-a binecuvântat, dar zice, te rog frumos, nu mai mult de 30-40 mergi pe oră. Tot timpul el tare era în grijă. Și cât merge, tot îl suna și îl întreba, Ion, tu ai ajuns acasă? Tu ai ajuns acasă? Eu i-a spus că am ajuns acasă. Dar înainte de a ajunge pe drum acasă, s-a început, o crăpat vâna, s-a început o scurgere foarte mare, că
era tot în sânge, Ruliu, tot salonul era în sânge. Vâna era tocmă sub cerul gurii. Tot noi până după amiază, tot m-am gândit și medicamente și injecții, tot îi punem și nu s-o prie scurgerea. Până la urmă, zic, Ion, nu ieșea de glumă, așa ceva serios. Îl sun pe părintele și îi spun, zic că eu știu, Liuda. Dar mi-el tot m-a sunat, m-a întreabă, Liuda, cum, a să iasă, a să fie tot bine. A, mi-a zis așa, lasă-l în spital și tu vii la mănăstire. Tu vii și te rogi și a să fie tot bine. L-am luat la Dundușeni, i-a pus o doză mai mare decât trebuiește, dar eu le zic lor, la fetele și la surori, fetelor, luați seama, tensiunea e foarte mare, era 240. Zic, fiți foarte atenți ca să schiși în comă, dacă să-i dați o doză mare. Fii foarte atentă, încă îi spun sora așa. Și uite așa, venind acasă, copiii erau mici atunci, Stelian și cu Larisa, dar eu tare plângeam. Nu a trecut două ore, trebuie părintele Samon, Dumnezeu să-l ierte cu decedat. Părintele trebuie să vie ca să mă ducă, m-am înțeles, la Bălț, în spital. Când vin dimineață, peste o oră, dai un în comă. Zic, n-am înțeles, ce ați făcut voi? Dar el, atunci, da, mă începe încetșor să-și revim. Și zic, ce ați făcut voi? Dar doar eu v-am rugat. Dar noi nu ne-am așteptat chiar așa să întâmple. Noi am vrut să dăm. Dar el a spus că astăzi el aiurește. El zice că astăzi e ziua lui. Zic, da, astăzi el a împlinit 50 de ani. E tot normal, el e... Și l-am luat încetșorul. L-am culcat în mașină și l-am dus la Bălț. Eu am rămas la mănăstire deja la rugăciuni. L-am internat în spital, frumos și-au tăt și am venit la mănăstire. Eu făceam ascultarea, pe tot îi pune la rugăciuni. S-a stopat sângele, dar nu putem nici ca acum să stopăm sângele vână așa, să o oprim. Și da, Dumnezeu că tot s-a, hemoragia s-a terminat. Uite-te de el de acolo. A doilea oară, iarăși, Ion fără mine nicăieri nu te mai duci. Plecam, a fost la părintele Aviv, a fost nunta. Și bătușca zice, noi nicem împreună la nuntă. Zic, da, părinte, nu e nicio problemă, toți nicem, toți trei. Da, ne-am dus noi la nuntă. Într-un moment, părintele a simțit că lui Ion a stat rău. Era la volan. Da, Ion era la volan, dar era și Radion. Și atunci îi spune, zici că așa, părintele m-au venit și au spus așa, ea, a ieșit toți și am plecat la nuntă. Să uita și nașnii, părintele Guri și toți și cu dânsul îndată pleacă și de la nuntă. Și cât a mers, Dambacica spune, zici, tu te duci cu Radion, eu cu Ion, cu mașină. Dar întâi și întâi ne ducem pe la mănăstire. Așa și-am făcut. Ne-am dus pe la mănăstire, am mai stat o leacă. El a văzut că a început Ion încetușor, cu rugăciuni să-și revină. Și am ajuns încet acasă. Dar el, cât merge, tot ne întreba și cu voi să ajuns și cum vă simțiți și cum tot până am ajuns pe loc. Pe loc, dar el s-a revenit, am scăpat a doilea oară de moarte. A treilea oară, părintele meu ne-a merit în spital când a făcut operații de grijă. Asta când au spus două ori, dar a treia oară nu vă pot scăpa, da? A treia oară de acolo. Dar eu spus principalul, Ion, fii foarte atent că să nu mergi mai mult de 30-40. În dimineața și asta a fost de Sfinții Arhanghel Mihail. A fost hramul la frasă. Noi ne-am dus cu batiușcă, tăți pe la frasă. Am venit înapoi. Dar eu, înainte de asta, tot ce ne-am dus și am cumpărat. Și rășturi am făcut și prăjoale, multe, înțelegi, pește împrăjit.
Și eu singur mă întrebam, ce fac eu asta? Pentru ce fac eu asta? Eu nu înțeleg. M-am dus, suma mica, și într-o parte, în alta am dat. Pe ei m-a întrebat, dar și cu Liuda, și faci și e? Tot zic, eu nu mă închipușim, nu, eu n-am înțeles pentru ce. Și a doua zi de Sfinții Arhanghelii, după Sfinții Arhanghelii Mihail, el pleacă la băut să ducă marfa și când îl aștept la 8, la 9, la 10, ca 12, nu e un îl sun, nu-i, și se întâmplă, și se întâmplă cu dânsul. Dar, apropo, înainte de asta, cu două săptămâni, m-a rugat la miezul nopții și părinte, după aceea am citit Sfânta Evanghelie, mi-am zis, măcar vreo câteva minute să adorm, că dacă avem microfermă aceea mea de vași, zic că pe urmă am de lucru o grămadă, mă scolam la 4. Și nu m-am închis așa ochii și părinte Rafael, Liud, o la tot taburetcă el, s-o așezat pe taburetcă, ca așa eu. Așa stă lângă mine. El se uita la mine și îmi spune, monetizat așa cu mâna pe cap, zice că Liud, tu până în 2010 rămâi văduvă, eu un moare. Dar eu mă uit așa lung la dânsul și am început a plânge. Și chiar atunci am deschis ochii și am zis că, Doamne, dar eu dormeam cu fetița, dar Ion dormea cu băietul. Și zic, Doamne, ce să mai întâmple oare? Dar Ion îmi răspunde înapoi. Zice, da, și ți-o spui, părintele, ca să mor? Îmi dă răspuns la ce și părintele mi-a spus. Dar zic, nu, Ion. Zic, ceva cu mine să întâmple. N-am vrut să-l scârghesc. Și chiar el se duce la bălț, duce marfa și când se întoarc din piață, stuxei mașina, au pus mașina la parcare. Uitați-o cât de a ajuns la bălț, tot frumos, lăsat mașina, au dus marfa și când se iasă, cade în comă, crăpat vână și-a căzut în comă, dă o vână puternică la cap. Și eu îl sun deja pe părintele și îi spun, părinte, dar părintele, cum erau eu? Cum așa? Știi? Cum așa eu am? Zic, dar eu nu pot face și să fac eu acum. Și eu cât stătem, dar în spital, de el zici că, Liuda, acolo numai lângă dânsul stai, Liuda numai lângă dânsul stai. Dar zic, dar eu stau, părinte, aici în spital. Părintele, tot timpul e ca și Nina vine cu Emilia la noi la spital. Îi simțăm că el dimineață suna și când auză, dacă era paralizat de Jaion, și când auză că părintele sună, știi, apoi că așa tocmai cu dragoste, știi, el vrea să-l vadă, știi. Dar iconița lui mai și domnul a puțin așa de strâns lângă dânsul. El a ieșit din comă. El a ieșit, da, din comă. Așa i-a uținit lângă dânsul și cât stătea, curgeau lacrimi și o sărăta, știi, icoana. Dar două săptămâni, da, părintele nu m-a sunat și îmi spunea că eu plângem tare. Zice că, Liuda, las-te în voie Dumnezeu. Dar eu îi spun, zic, da, părinte, mai este voie Domnului, nu e voia mea, e voia lui Dumnezeu. Citem canoanele, citem Evanghelia, citem Gădânsul, dar el se face din zânză, se face ca lumânare. Atât de frumos se face. Și eu spuneam, zic că nu înțeleg eu ce se întâmplă. Zic că parcă medicii mi-au spus că 99% îl scăpăm, dar el se întâmplă de păftor la insult. Și este o parteră pulmonară și el moare. Dar părintele înainte de asta mă sună și zice, Liud, las-te în voie Domnului dimineață. El de-am gata, el se chinuie cu moartea, fiindcă eu mă uitam, piciorul era tare, știi? Și când urina, dar mi-am pus-o,
gata, urina nu pleca. Și când pe curatoare m-a uitat, s-o, sângele s-a închegat. Se vede că gata, ca o golare mergem. Dar încoașe, să închipui. Ia ca până aici, ca cum scrie, da, că de aici e foarte greu sufletul iese. Aici e mort, dar aici e sufletul greu iese. Dar el m-a uitat la mine și cu lacrimi. Ion. Și uite și nu pot niciodată uita. Dar părintele mă sună și îmi zici că mănăstirea deja se ruga pentru să-i fac prohod, toate pravele astea pentru a ieși sufletul, da, mai ușor, da. Dar el zice, da, eu deja mănăstirea se roagă, fiindcă el pleacă. De unde atâta putere și răbdare am avut că eu stăteam cu Evanghelia în mână, citim și mă rugam. Au venit deja medici și l-au luat. Numai ceva l-au luat să-l ducă în reanimare și l-au făcut electroșocul ăsta și l-au venit pe față, că nu trebuie asta tot să-i fac. Și eu, dar plângând, sunul părintele, părinte, eu am s-o stâns din viață. Și părintele a început a plânge și zice, eu nu am putut scăpa. Asta a fost voia lui Dumnezeu. Zic, eu am înțeles. Și când am dus înapoi, când am plecat la, când venim de la Chișinău, da, Serioja zice, da, să trec pe la mănăstire. Cu tata, măcar ultima dată, știi? Și era în mașină, mort. Să criu, dar părintele zice, când l-a văzut, zice, deschide, deschide repede ușile, deschide. Cu așa un stres, zice, deschide mai repede. Scoate capacul, scoate să-l văd. Și s-a uitat la dânsul. Părintele a început a plânge. Zice că, da. Zice, s-a mai dus un fiu duhovnicesc care l-a invitare. E că asta au spus a lui. Și a făcut iarăși o bucată din prohod la mănăstire. Atunci mă tinc ții minte când au fost acestea atât de frumos. Dar a doilea zi, într-adevăr, tot în următoarea asta, eu mi-am dorit o mie să o fac așa. Dar cum mi-a spus copiii, zici că, mam, ce ți-ai dorit ție, ai făcut lui tata? La 40 de zile, la ora 12, după ce am terminat Evanghelia de citit, așa psaltirea, văd, se deschid ușile la mine și Ion se face jumătate, că picioarele, nu erau picioare, dar sub, că acum are și sufletul, aici era trupul lui, și el se ridica la cer, tot era alb. Când se ridica sufletul la cer. Când s-a ieșit sufletul. Da, când s-a ducea la cer deja, după 40 zile. Și stătea un rând de copilaș și era un loc așa de liber, așa de mic. Dar eu repede, de urma lui, strigam, unde m-ai lăsat pe mine? Chema și pe mine. Și m-am porit de urma lui. Am trecut, eu m-am dus parte și dar el îmi spune, nu, tu pleacă înapoi. Eu mă duc binecuvântarea lui părinte Rafael, dar tu, fără binecuvântarea lui, nu te duci, nu faci un pas nicăieri. El pe mine m-a ajutat în toate, mănăstirea m-a ajutat. Eu când m-am întors înapoi, părinte Rafael stătea la poartă și cum îl petrece pe părintele, pe Ion îl petrecem, trecam. Când am intrat în casă, deja, masa cum era mare la, în casă, rotundă, toți copilașii ăștia și te deau la masă. Toți îngerașii și stăteau la masă. În coridor stăte Zina și cu Andrei. Cine erau ăștia? Fiii lui mama mea. Și ei îmi spun, zici că... A, dar încă Ion îi spune, zici că eu
L-am învins războiul. Foarte greu mi-a fost, dar l-am învins. Dar tu ești puternic și tu ai să-l învingi ușor, el îmi spune mie. Zice, întoarce-te înapoi. Fără binecuvântarea lui părinte, nicăieri sunt duși. Când am intrat, nu era Zina, dar ei îmi spune, zice, că eu anul plecat, noi l-am trecut. Da, vine rândul lui Serioja și a taie. Dar eu încă îi spun, zic, eu trebuie să-mi iau niște torbe. Mi-am pregătit haine să mă duc la război. Când acolo, zic, nu, zic, dar pentru și cum să lupt eu cu torbele astea? Într-un buzunar Psalterea și într-un buzunar Evanghelia. Zic, că este războiul. Dar zic, nu, prima eu am să mă duc, nu copilul meu. Și atunci, iată, părinte Rafael mi-a arătat cine-i Zina, fiina mamei mele. Mă duc a doua zi la mănăstire. Asta a fost, nu știu cum, sâmbătă spre duminică. Nu mă duc la mănăstire, dar batișca mă vede și îmi la, el vedea că eu tare plângem și îmi la așa dintr-o parte în alta și toți uita la mine și când la predică, el spune la toată lumea, așa e și mi s-a arătat mie în vis unde s-a dus Ion. Părinte spune, da? Da, părintele așa a spus, așa e și mie mi s-a arătat, așa e a spus la toată lumea. Și eu așa de tare, și se uita la mine, el la dâns, cugeau lacrimi. Dar eu tot mă înădușeam de plâns. Și iată așa, a mers viața mea pe urmă foarte grea, foarte, foarte. Prin multe le-am trecut. După ce le-a supărnit, foarte grele. Am rămas la urmă, mi-au luat casa. A rămas cu doi copii mici dați afară din casă. Serioja deja învățase. Și asta era conflict în rudenie, da? Nu. Asta casa noastră chiar. El a pus-o zalogă în bancă. Și mie banca a venit și mi-a luat casa și am rămas în drum. Dar părintele tot timpul îmi spunea, e nouă drepta asta să facă. Casa nu e, casa nu stăie nimeni, Liuda. Casa să rămâie tot. Am fost într-o stare, da, și principalul, eu când am murit Ion, am rămas cu o singură mie, cuiva 60 ceva de mie, m-a rugat la medici numai pentru tratament. Că am gândit, am dat tot numai să-l scăpe Ion. Amun, ce se întâmplă? E cu mie asta care a rămas, eu mă gândeam, zic, a rămas cu mie. Parcă așa trebuie să fie. Mă duc acasă, de unde s-o apuc și trebuie să-l mormântez pe Ion. Dar părintele mă sună în drum. Zici că, Liuda, doar te-am preîntâmpinat cu visul și ala care mi-a spus până în 2010, să rămâi văd. Liuda, nu ți-am putut spune așa. Tu, cât mine m-ai înțeles, te zic, da, părinte, eu toate le înțeleg și toate le știu și ce îi spitrece. Și el, atunci, eu n-am înțeles de unde, la mine era geanta plină, bucșită cu bani. Eu nu înțelegem de unde banii și e. Mă întrebau copiii, mam, de unde tu ai bani pentru mormântare? Zic, nu știu. Eu nu știu. Eu am avut, până la un an de zile, am avut toate de făcut și un an de zile și tot am făcut. Când a venit nașul părintele Guri la mormântare, dar eu știam, eu nu știu de unde, dar eu știam, ea că asta trebuie să-mi facă, asta trebuie să fac, asta trebuie să fac, toate. Când a venit bacica Rafael, zice, părinte, ai făcut asta, este toate? Și da, părinte, tot mi-am făcut și n-a venit spus așa și tot mi-am făcut. S-a uitat și părintele și zic, cum, de unde e atât? Dacă nici un mort nu s-a îngropat, așa că cum l-am îngropat. Eu, zic, așa a fost voia lui Dumnezeu. Pe urmă, mai eram la piață, vindeam, dar după ce s-a dus Ion în viață, vindeam brânza, smântâna, legumile, fructele, tăte, vindeam la piață, la Rășcani. La Rășcanovca acolo.
Și îi spun, zice, vine într-o bunăță, ei am vândut cât am vândut, undeva jumătate de ani, vine poliția de Sfântul Apostol Andrei și mai e poliția. O grămadă de lume era, început unul să mă pălească într-o parte, altul să mă pălească un polițist în altă parte. Dar eu așa tot m-am smerit, așa de tare m-am luat în mână și zic, ei, slavă ție, Doamne. Mă uitam, un om nu a venit să spui, ce faceți voi? M-a luat la poliție, tot marfa așa ne-a aruncat-o, dar până a venit Serioja, Serioja atunci lucra în organe. Când a venit Serioja, zic că, dar noi n-am știut că asta e, dar zic că asta a fost voia lui Dumnezeu așa să fie. În ziua și eu n-am plâns, dar după aceea, eu e că ne arăta în față, prigoana, și înseamnă un creștin, și cum am să fim bajocoriți și bătuți și înjosâți, abia așa am pățit eu, mi-a ratat Dumnezeu toate astea. Și atunci eu am lăsat, zic, asta a fost, cred că, ultimul pas, cred că părintele a spus, ți-ai de ajuns până aici. Gata, mai departe, nu te mai duci în târguiala asta. Eu am trecut la icoane, la domina, și eu m-am dus la lucru, am început a lucra acolo. Acum, au fost ispit foarte mari, clar lucru. Însă părintele, cu ajutorul lui, foarte multe le-am învins, foarte multe le-am, într-adevăr, casa am biruit, am toate judecățile le-am câștigat. A 20 de Paști, nu știu cum, ori peste o săptămână, ușile împărtești încă se deschisă, la săptămână luminată. Dar în bisericuță jos, nu erau, de-abia am trecut noi în bisericuță jos, că erau în sobor asta. Nu erau ușile altarului și numai din faneră era tot făcut. Era Irina Ilare mai încolo, eu eram așa, nu știu cum, în mijloc, stăteam la stâlp. Într-un moment îl văd, bate și cărăfăi, ce trebuie, taman să mă uit și în altar să petrece. Bate și cărăfăi, el se așează în genunchi la proscomedie. S-a urzat în genunchi și se ruga să mărturise. De la părinte Rafael era o rază atât de mare în cer, așa, ieșit prin biserică, dar o rază mare așa, mare, mare, mare și luminoasă. Eu m-am speriat deodată și m-am luat în mână și zic, Doamne, începută a tremura, asta o arăta ceva. Dar tac, nu spune mărui nimic. Bă, că seara, câte unul nu era la consultație în bisericuța de iarnă care era. Dar tot se duc, dar eu mă tem, nu mă duc eu. Nu mă ducem eu la părinte la consultație. Tot timpul fugem, zic, pentru ce? Că vin cu dureri, cu atâtea, zic, că și eu să mă duc să-l năcăjesc. Zic, nu. Dar părintele, uite, ia vin cu așa la mine, Liuda. Liuda, vin cu la mine. Dar eu zic, Doamne, și mă cheam, părinte, ce-am mai făcut? Că mă duc la dânsul, dar el, și ce-ai văzut, spune Antonie, ce-ai văzut azi? Dar eu mă uit la zic, bătiu, că eu mă temă, spune, și așa am văzut. Dar el zice, ai înțeles cum să mărturisești? Acum ai înțeles multe? Dar eu zic, da, părinte, eu de mult le-am înțeles, nu de astăzi, le-am înțeles. Așa și i-am răspuns înapoi. Dar zic că eu tot mă tremuram, mă temem de așa ceva. Chiar când în postul mare, e ca anul trecut, în ultimul an, dar el mă iei pe mine tot așa, zici că Liud, prima dată am scăpat, a doilea oară am scăpat, a treia oară n-am scăpat. Uite, ești pe pragul ăsta. A doilea oară. Dar eu zic, eu înțeleg, părinte.
Și în seara și cât am stat noi, dar el, hai nu văd ce sunt nicăieri, hai mai stați. E, dar și ele parcă în râd, parcă și în glumă, nu înțelegeau nici, spune el. Și spune părintele. Dar părintele cum stătea așa, în trapeză la dânsul în bucătărie, stătea pe taburetcă lângă masă. Și se uita la mine și numai atâta îmi spune, Liu, dar tu știi, dar ultimul timp, așa el, stătem cu bătușca la masă, dar el spune, Liu, dar tu știi, zic, și știu, bătușca, și știu, bătușca, Liu, dar tu știi, zic, eu nu știu ce știu, mă gândeam așa în mintea mea, eu nu știu ce știu. Și în timpul ăsta, când părintele stătea așa, la cremele curgeau șăroi și la mine îmi curgeau șăroi lacrimele. Ele se întrebau, nu înțelegeau, deși plângeam amândoi. Și îi spune, părintele îmi spune, să mă asculți foarte bine și îi spun eu, eu plec repede la mucenicie. În februarie a să fie ceva... Ce s-a întâmplat cu părintele ele? El spune că în februarie să avem un caz greu în țară. Da. Și a să fie foame, a să fie greutăți foarte mari, a să fie război. Dar eu mă întorc ca și mă uit la dânsul și zic, îi pun o întrebare. Părinte, eu am să ajung la toate astea? Ori în mucenicie. Dar el îi spune, a închis ochii, a căzut într-o amorțire, știi, avea cu Dumnezeu. Și atunci el îi răspunde, deschide ochii, atât de tare plângea. Și odată așa din cap. Când ați ajunge asta? Nu. Și atunci eu l-am înțeles, zic, părinte, eu v-am înțeles, dar mai mult nu trebuie să-i număriți, eu nu m-am înțeles toate. Și îmi zice, Liuda, eu plec. Liuda, eu plec. Deci, cum, Batiușca, pleci, Batiușca, unde ne lași? E că mă tăi, am spus, unde ne lași, unde pleci, Batiușca? Eu am să mă închid în zatvor și voi n-a să mai puteți veni la mine. Și tot timpul își mă gândim, și zatvor unde îți duc eu? Nu o să închidă el. Nu putem închide. Direct al în zatvor s-a închis. Când ne-a stătea el în spital, m-a sunat Petru. Dar eu tot timpul tot sunam și îl întrebam. Și vă trebuiește? Și vă trebuiește? Spuneți că medicamente, tot găsim, facem tot, numai să-l scăpăm pe părintele. Într-o bună zi, asta a fost când l-a scos de reanimare. Luni. Noi eram la lucru și așa de tare mă dorea un pișor strașnic, dar eu nu putem nici merge. În timpul ăsta sună telefonul, mă uit, Petru sună. Zic, da, Petru, și să... Când mă uit, părintele vorbește. Liud. N-am să-i uit vocea niciodată. Liud, Liud, tare, tare, nerău. Da, părinte, spune, ce trebuiește? Și el îmi zice, ceva de liniștire. Zic, n-am înțeles cum surorile nu au luat și nu au pus ceva de... Dar mă-l sun, zic, dă-i, te rog, telefonul lui Petru. Îi spun, am la Petru, zic, Petru, du-te, te rog, la post. Și ieși din partea mea, eu pot să iau medicamente, astea nu le pot lua. Te duci la post și le spui, că și așa să iei să-i pui lui părintele. S-o dus. Eu pus până dimineață, părintele au dormit, liniștit. Eu au luat durerile. Dar la mine, genunchiul, atunci, momental, a trecut. Și s-a gândit, de să iau durerile de la genunchi, că ea să-i trebuiască să sâmble, să... de vale, în deal. Eram la ascultare, la hramul mănăstirii de Sfântul Proroc Ilie. Trebuie să vii metropolitul Vladica la mănăstire. Și eram la trapeză, dar părintele știe tot timpul că Liuda trebuie să fie, că Liuda trebuie să facă. Am așezat pe masă, am așezat paharele, tot.
Dar îi spunem așa, fetelor, nu lăsăm pe dimineață, dar facem tot într-o noapte. Deci, bun, hai facem, ei, câte au rămas vreo două, trei, dar părintele îmi laie așa din colo încoa și vin la mine și mă ucărăște, și mă ucărăște. Doamne, și am făcut, dar parcă nu am făcut nică, dar părinte mă ucărăște și îmi face așa ea și mama ciocănie. Dar eu, ei, slavă ție, Doamne, plângeam și slavă ție, Doamne, merg înainte. Vine să ies, mă duc acasă. Odată ne zi, eu am făcut de el, zice, pitisotca, pitisotca. Păi, las, fii, las, fii, pitisotca. Da, da. Am lăsat tot, vine Ion, nu știu, după ce am așezat pe toată masă, am pus tot mâncarea, vine Ion, să mă iei. Zicai, hai, nu, tu și mai vrei încă stai la masă? Eu nu stau ca la masă, eu mă duc și gata acasă. Mă duc eu acasă. Neajungând, am ajuns, nu, uite cum așa, în momentul acela eu am ajuns acasă, părintele sună, Ion, dă-te rog telefonul lui Liuda, dar eu zic că nu vreau să vorbesc, nu vorbesc cu bătii, nu aș spune că l-am zis, mă ierte, zis, mă ierte, n-am avut piscine, dar pe dânsa, pentru că eu știu că ea să răpte și o să ducă toată greutatea, dar pentru alții, pe dânsa am pedepsit-o. Dar eu zic, slavă ție, slavă ție, Doamne, zic, bacica, că și ceva. Nu, eu nu m-am supărat, nu, deloc. Pur și simplu, eu plângeam tare și nu putem ca să-i arăt lui că eu așa plâng de tare. Dar el, mă înțeles, prin duh, eu plâng. Plângeam tare. Odată, stătem rugăciune, stătem în genunchi, citem Sfânta Evanghelie și mă dorm. Mă, frate, somnă. Liud, dacă e Sfânta Evanghelie, nu se citește dormind. Da, e ca și... Liud, da, Sfânta Evanghelie nu se citește dormind, e ca așa îmi spune. Odată, tot ce s-a întâmplat, părintele Samon, înainte de a muri, a fost la icoane. Și zice, Domina, tu-l vezi pe părintele? Dar el așa face. Gata, eu mă duc, părintele așa face. Nu-i de ticat, dar mă gata la pat. Eu plec și așa fericit, dar zici că-l vezi că el pleacă după mine. El după mine, că zici, deci așa face. Într-o vineri, vine sora Emilia, eu lucram la piață, vindeam veselul. Și vine și spune, chiar ca părintele Rafael, vineri, dacă se duce la un mitropolit, îi dă binecuvântare, pleacă la Rusia. Totul. Dacă îi dă binecuvântare, să pleci cu totul la Rusia. Dar eu, zic, Doamne, zic că atât am cutreierat Moldova și să-mi caut un duhovnic și acum l-am și eu îl pierd. Și... Da, cu un an mai în urmă, el eram în biserica cea de iarnă. Și, Nina, de ce tu nu vrei să-mi dai voie să plec la Rusia? Zic, părinte, zic, eu mă, tate, am cunoscut și am vrei să plec. Zic, nu este cum, cam cu duhul, părinte, iartă-mă, dar eu nu înțeleg ce înseamnă lucrul ăsta. De acum când vindeam eu farfurele, parcă... A venit așa o ploaie și erau mai mulți oameni la aceeași firmă. Dar eu plângeam și comunicam parcă după, parcă era lângă mine și zice, Nina, ei, uite-te, ți-am dat și casă, ți-am dat și de lucru și viața la tine s-a făcut mai veselă și e bine totul. De ce tu nu-mi dai voie? Dar eu parcă așa stăteam și mă gândeam, zic, n-am înțeles, părintele, atâta ne-o dat? Părinte, atâtea ne-ai dat ele pe tăchii înapoi, dar nu te du nicăieri. E, o da Dumnezeu, la prorogul Ilie, eram la mănăstire. Și m-am dus cu mai multe zile la ascultare. Și dacă am lucrat noaptea, ziua m-am odinit oleaș. Când am ieșit din hotel, mă dureau mâinii de la cot în coaș. Dar așa tare, nu îmi dădeam seama și vrem să fac eu. Vrem afară așa de durere și să mă duc, că doar
era hotelul unde am eu bucătăria. Și pereții sunt cu șubă acolo. Și eu așa de tare aveam dureri de mâini, că eu nu-mi dădeam seama și pot să fac. Și eu mă duc afară și când să-l pocnesc de pereți, știi, de... Așa minte, nu altceva, nimic nu-mi vine în cap. Numai în prag eram, vine părintele la colț. Nina, ce se întâmplă? Părinte, mă dor mâinile, eu le dau cu lipăleți de pereți. El așa și-a uitat și cu vorba, cu vorba, cu vorba. Și când cât am vorbit, mi-am dat seama că de acum spălam podul în trapez. Ei, ne dai eu seama, zic, uite, n-am înțeles, mă întreb, mâine eu în trapez spăl, asta m-am mirat. Părintele vine așa și uită, eu mă uit la părinte. Sara, de acum mă duc chiar de vale la hotel de vale la unii de femei. Mă dure picioare la genunchi, așa, dacă eram supraobosit, le-am pus pe piernă, eram obosit. Făceam așa din picioare, e ca așa făi picioare. Zic, Doamne, dar eu mâine n-ați pot să fac ascultare la părinte. Tipul este Iana, pe la jumătate la 1 vine părintele la hotel. Dar trebuie și atunci alege prezidentul într-o miercuri. Nu știu cum acolo alege, nu duminica, dar nu în curs săptămâni. Și el omnii își spunea lucrurile astea, dar eu nu puteam să mă scol de acolo. Și numai că așa, părinte, iartă-mă, dar nu pot. Nu pot, știi, să mă cobor, știi, să vin, să ascult și eu. Dar el vorbea și trăgea așa cu ochii. Vorbea, iar trăgea așa. Și s-a dus. Am dormit ca în el până dimineață. Când dimineață vinem eu încoașe, dar pe drum, când vinem spre mănăstire, este acolo o, cum spun, o căsuță mică, care nu-i pieritor la mănăstire. Cu cealaltă e femeie, asta de care îți spuneți? Nu, în partea asta este o, așa, o căsuță așa mică, nu pieritor la mănăstire, dar de vale acolo. Și erau niște cânișori mititei, dar părinte vineam încă în... Chiar când, la poarta asta care vă când pornește înspre hotel de bani. Nenu, dar și nenu, și cu cănii ăsta, și... Păi, părinte, el caută, cred că mâncare. Dar cu baza că e de la mănăstire. Și tot fugești, mă lătrași, eu vorbim cu tine, parcă e om, vorbește cu mine. Știi, zic, mă duc să-i duc niște mâncare. Că mă duc încolo, mă... Îl hrănesc, părinte, mă întâlnește în fața la... biserica asta de iarnă, mică. Mă duc, mă închin. Nina, dar cum tu? Zic, părinte, e tot bine. Stau și mă uit așa, știi, tăi. El ședeți și că nu înțeles Nina și vreau. Și vreau eu să-i spun amă eu ei. Ei, îmi dă cu și eu de gură că ne dau seama. Doamne, miluiește. Părinte, îți mulțumesc, dar nu că eu nu fac așa, eu te-am întrebat numai cum tu te simți. Zic, bun, părinte, odată Dumnezeu am botezat-o pe Nadejda, dar ea... S-a întâmplat totuși cu dureri. Da, de 8, știu, de atunci n-am mai avut dureri de picioare, n-am avut nici de mâini, nici de picioare, dar eu le simțeam că când eram la Rusia, el știe și se trece cu mine. El știe că într-o noapte mâna asta ne-a luat-o și o să nu-și m-a adus, părinte, mâna dreaptă la mine în ea. Eu nu așa dureri am că eu prindem tratament și nu m-a ajuta. Și zici, Nina, citește din nou ori Sfântul Mare Mucenic Pantelimon. Dar eu așa dureri n-am citit. Dar am citit numai trei, dar nu știu cine o citit, dar eu n-am citit. A venit-o cu mătă și m-a dus la salvare. Și asta, pe lângă și lui, apoi eu puteam să nu-i pierd mâna. Că eu nu ne-o simțeam deloc. Și era doamna Galina, neurolog, și mi-a făcut blocadă. Și am votat Dumnezeu și am botezat-o pe Nadejda, dar e la mama ei n-a botezat-o când era mică, de ei s-a botezat la 23 de ani. Și s-a prăchet, lucram amândouă și s-a prăchet, că vreau să mă botez. Eu am botezat-o, ne-am dus de Sfânt Andrei la părinte.
Nu, de Sfântul Andrei l-am botezat-o, dar Sfântul era Nicolae, mai nu să... Și noi suntem așa în bisericul ăsta de iarnă mică, în, chiar lângă ușă. Și părintele, când Sara era la sărbătoare cu pulăleu, și-a venit în mancoașă. Și Natea zice că, Nana, de unii părintele știe că eu sunt nouă botezată? Și e, când ne-a spus cuvintele astea, au și picioarele așa, știi, să moaie și eu am simțit-o, că e de mâncare. Și eu ridic așa ea și zic, Nădejda, ridică-te. Zic, de unde el știe că eu sunt nouă botezată? Zic, el știe toate. Nu, așa. Venim la masă, s-o termina vecernia, îmi ducem la masă. Numai eu cu Nadia eram la masă. Și părintele tot așa vinea și ne conjura, când într-o parte, când în alta, că părinții lui Nadia nu au fost cununați și Nadia nu-i botezată, nu era botezată și fratele ei tot nu-i botezat. Și vine așa o greutate, că într-adevăr eu agen tăriem în picioare la mănăstire, așa o greutate mare avem. Și e ca așa ea întotdeauna, el a văzut că și când a doua zi s-a împărtășit, că nu știe Nădejda cum să mărturisească, cum să împărtășească, și îi spune, nu putem ca nou botezat și creștin ca să o învăță. Și face lumea, uite, și face lumea, să faci și tu. Dar părinții din altar o urmărie să vadă că eu mă temem, un cuvânt să-i spun, să nu o rătășesc. Zic, eu nici eu nu stare, dar... Și e că așa am ajuns cu Nădejda, știi, și prima dată s-o împărtășit pe el. De unit la credință, da. De părintele tot. Da, el între... Și când într-o dată părintele, zici că tu vrei așa de tare ca să nu te desparți de bărbatul tău, hai să ne rugăm noaptea. Eu îți dau binecuvântare să faci rugășini noaptea. Eu mă rog la mănăstire de tu acasă. Și eu mă rugam noaptea la rugășini. Uite, eu în viață nu m-am gândit ca să fie lucrul ăsta. El vine de la Cahul, că aveam ruta Chișinău Cahul, și el vine, de, mă ducem cu dânsul în oraș și eu, pe rugășini lui, nu știu, eu ziceam, ia că tu ai fost cu dânsa aici, la cafineaua asta. Eu stat în partea și tu în partea asta. Și la Cahul tot așa, când mă ducem, tot era tam. Și el zice că eu nu înțeleg, eu nu tu știi lucrurile astea. Dar până el vine, el zice să citești tot ce îi spun ție. Și ai să vezi că eu nu știu ce să fac ca tu să înțelegi că într-adevăr soțul tău de amor nu e perechea potrivită de acum. Gata. Și așa Dumnezeu ne-a descoperit multe lucruri că le spunem. Până l-am descoperit pe dânsul cu femeia asta iacovistă. Și el atunci ne-a spus că tu nu trebuie să lucrezi la piață, dar trebuie să lucrezi în agența RAU. I-am zis că un timp de 3 zile putem te descoperi. Și așa și-a fost. În 3 zile eu l-am descoperit, așa a fost voia lui Dumnezeu, nu voia mea. Și el după ce e ce a făcut? El ce a făcut? Parcă vine acasă, vrea ca să împașe. El când era la Cahul, el străge la mine. Și că eu vreau acasă, eu vreau să știi ce a fost. Nu vreau ca și tulburări între noi. De-amă când el era de-amă la mine, de-amă străge la dânsa. Și eu am zis, scotărăște-te. Pur și simplu, eu nu înțelegem lucrurile astea, mi se pare ca să fie iarăși ei care au fost. Și ne-au dat pe rugășinile părinte și ca să văd eu într-adevăr cu ochii mei, ca să mai ușor să scârba asta, să... Da, părintele vă dat, adică să vedeți cu ochii lucruri, ca să vă fie ușor să vă deziceți. Da, realitatea, da. Și el când a venit, s-o lua haine și plânge și zice că eu vreau acasă, dar eu zic, gata, eu nu mai vreau și aici mai este, că între noi viața nu mai există. Și, într-adevăr,
De atunci, de când la divorț, noi ne-am, cât din 2004, noi nu ne-am mai întâlnit. Că părintele așa zice că... Uite, vedeți, vedeți ce interesant. Duhul ăsta vrăjmașului, când cotropește un om, la început lui îți pare că câștigă ceva, să fie mai bine, să fie nu știu ce. Și el merge, după ce merge după inerție, dar merge de cum și vede că merge pe cale greșită. Dar nu poți să facă nimic fiind de cum merge după inerție, că vrăjmașul a căpătat putere, da? Și după ce de cum se finisează lucrarea vrăjmașului până în sfârșit, atunci el și dă seama definitiv ce a făcut, dar de cum e târziu. Iată așa ne măgește vrăjmașul tot timpul pe noi. Că și părintele a știut că el de cum n-a spot întoarce, pentru că a rămas în mâna vrăjmașului și lui e greu, că el nu spot rupit. Dar asta nu înseamnă că el e pierdut, tot una Dumnezeu are grijă și dacă el ați vrea să păcăiască, să întoarcă la Dumnezeu, să căiască ce a făcut Dumnezeu, într-o clipă poți să-l schimbi. Adică, dar totuși, de cum nu mai este pereche, de cum o cunosc părinții, da, fiindcă o oală odată crapată, de cum nu mai înclin să fie cum a fost. Nu mult timp, apoi am vândut apartamentul, am cumpărat apartamentul ăsta și întâmplător, nu știu cum, au venit părintele la mine în casă și au sfințit casa și au fost vreo două, trei creștini la mine în casă și cu cetul au vorbit sora Emilia, zice că Nina, hai să strângem oamenii că la tine acasă, că mulți creștini nu poate să ajungă la mănăstire, că e situația mai grea. Și e că așa vreo 6-7 ani, așa, părintele venea la mine în casă și făcea rugăciuni și să spunea... Părintele, în principiu, tot timpul venea la Chișinău, venea la Ciufli, așa, venea la Matale. Dar uite, tot un caz. Eu, după ce am murit Ion, eu m-am dus și am început să întrec, eu am început tare, iarăși m-am îmbolnăvit. Și m-am dus la spital și am trecut controlul și mi-au găsit analiza ceroză. Și mă duc la părinte și zic, bătișcă, ia că uite și așa, dar el îmi zice, dar eram așa vesel, ca de obicei. Dar el îmi zice, dar eu tot am. Uitați-vă, de atunci, 11, 12 ani de când am murit Ion, până a să îmbolnăvi părintele, eu n-am simțit asta. Părintele, cum s-a îmbolnăvit și-o zice, dată mi s-a întors tătă bala înapoi. Eu plângeam odată și văd tare, tare mi-era greu pe suflet. Dar el îmi spune, Liud, încă o leacă, încă o leacă rabdă, încă o leacă, încă o leacă ți-a rămas, încă o leacă rabdă. Și multe care el s-a dus la bătișca Serafim, la Diveiva, bătișca de la Diveiva, da, la Sarov, și îi spune, zice, da, zice, mă culc eu, da, și nu mă mai duc eu la rugăciune. Și s-a culcat, vine bătișca Serafim. Și când l-a trăsnit odată, deci tu spiși? A, nu vstani prea așa na malitvă. O zis că nu, dovedie, scoale repede și în biserică. În biserică și zis că, da, pasă atât la urmă ne-o povestit. Și tremura e ca la șaia, Doamne ferești, și îi spune, zice, zice, Serafim, izviniți, bătișcă Serafim. Și zice, așa de tare l-am iubit pe părintele Serafim, pe precuviosul părinte Serafim, păi stai, și-a o mai iubită meu. Ea ca de atunci, din ziua și când l-a hășnit, bine, eu simțit mâna lui când el l-a pocnit. Mă sună. Dar el, dacă îmi lacu Ion cu mașina, venea încoase la Chișinău, sună, zici că Liuda, mâine dimineață, să fii gata, pregătită, bii la Bobuieci. Dar eu zic, n-am, ce să fac, eu în timpul săptămâni, de lucru am o grămadă. Ion îi spune lui, unde mă duci, vrea mă, ia că am atât de lucru, du-ți tu, părintele, lasă că eu mă duc. Eu, mă îmbrăc, trebuie să fac ascultare, părintele a spus, mă duc. Vine eu la Sveta,
Îmi dă niște lădiță, strâng jeșne. Eu în brovadă albă, tot în alb îmbrăcat, jeșne cel în madame de ele tot schifleșeu, curgeu tot. Eu jeșne cel le strâng așa încet șor, le pun, am strâns vreo trei lădiți, dar socul și ala, unii cum să ajung cu socul și ala la Chișină, la Nicoreni. Da, eu am jișne acasă și eu acasă, n-am putut să-i strâng pentru mănăstire, să-i dau la mănăstire. Sveta așa de acolo, eu nu grăiesc, cloșe era rușine, lonini era rușine. Ei, până la urmă, am terminat jișnicele, dar m-am săturat, deși ați tăi, s-au dus pe la, cu, a lor, cu. Când, da, mă începe a vorbi cu Sveta, fac cunoștință. Dacă ștem în grădină și strângem jeșni, nici Sveta nu știem, nici... Da, Dumnezeu, da, Sveta îmi zice, uf, ce să fac, mai repede, nici nu știu să fac. Părinte, zic, hai, dă-mi coașe repede, ca să te ajut și repede facem. I-am arătat cum de făcut plășini, zic, da, eu nu știu, e că eu numai așa le fac. Să-ți arăt, eu ți-ai dat apă și sare și am urs să vezi ce plășini te fac. Am făcut plășinile și ele. O, da, Dumnezeu a venit în ei, cât am stat la masă, de el lua pâine și cu icră neagră, care era un os. Părintele își de lângă mine. Și făcea mai pis, 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 pis. Da, pâine și tătă de masă cu icră și odată la mâță. Și făcea mă pune pe coada la mâță și mâță și aaa, și pe acolo vine altă. Înțelegi eu, ce se întâmplă. Da, cât eu stat la masă, noi ne-am dus cu Sveta sus în casă și eu îi postesc. Sveta, luați-l de duhovnic pe Bașca Rafael. E, și eu am duhovnic, părintele Gheorghe. Eu zic, dar e tânăr, dar zic, nu e în vârstă, dar zic, părintele Gheorghe mâine pe mâine să ducă și ai să rămâi fără duhovnic. Dar tu nu știi cine-i părintele. Și îi povestim și așa e și așa e despre noi. Ei, ne scoborâm noi jos, dăm la afară, am ieșit. Dar părintele îi spune, Sveta, dar și ce-a spus Luda? Dar eu mă întorc așa, zic, nimic părintele, părinte nimic. Și el se uită lung la mine, zic, și da. Da, multe. De câte ori am fost bolnavă, cădem la pat, a treia zi, eu nu mă dovedesc să-l suni cu părintele și a doua zi, a treia zi, eu eram sculat în picioare. Toți mi-erau, zici, cum așa? De duminică mare, eu m-am bolnavit, s-a început febră de la mănăstire, dureri mari de cap. Am venit la mănăstire, eu încăzut lată, plămâie gata. M-am bolnavit de boala asta strașnică, de-abia răsuflam, nu putem nici răsufla. La medic eu n-am fost nicăieri. Mă sculam și numai rugăciune, rugăciune și rugăciune și rugăciune. Și părintele, prin duh, îmi spune, roagă-te, Luda. Da, m-am părtășat, m-am mărturisit, tot așa frumușel și am venit acasă. Iarăși, a ieșit numai la lucru, iar parcă ne-a revenit la Genovie, iar m-a întors a doilea oară. Iar m-a trântit jos. Eram strașnic ce era cu mine. Tot așa. Eu nici zi, nici noapte nu putem dormi. Nu putem, că eu dam așa pe spinare, mă nădușeam, iar de nou. Ia că după aceea, zic, slavă ție, Doamne. În timpul ăsta, Larisa trebuie să plece la Germania. Dar eu îi spun, fetița, dar eu îi zic, părintele s-au îmbolnăvit, dar zic, cum eu să mă duc la părintele să-i spun că să iau binecuvântare, că Larisa să plece, ori măcar să-i spun. Tot mă rugam la părinte, Doamne, dacă este voia ta, zic, Batișca, dacă este voia lui Dumnezeu să mă duc, dă-mi, dacă nu, să duc, dacă nu, nu. Și părintele în vis mi-arată, îmi spune, zice, că Liud, nu, eu nu binecuvântez nicăieri să duc. Eu zic, părinte, eu promise că așa un salariu, de la spune, nu, Luda, tu nu stuc nicăieri, e să vii cu nimic. Uitați-vă, ei nu au ascultat, s-au dus la Germania, au lucrat, au venit fără nici o copiică. A fost așa un caz când pe dânsul a bătut și a tăiat barba. Da. Ei spune lui Ion, nu te duci nesar acasă.
în seara asta nu pleci acasă, tu rămâi cu mine. M-a sunat, Liuda Ion nu vine. Da, baci, că nu e nicio problemă, nu vine, nu. Nu e asta. Zice, într-un om, nu l-a sunat nimeni, el știe că să vină. S-a ajutat în genunchi în fața lui. Părinte, iartă-mă, părinte, iartă-mă de tot ce-am făcut. El s-a uitat la mine, zice, dar eu nu ți-am făcut nimic. Eu te-am iertat de atunci. Eu n-am nimic la tine rău ceva. Iartă-mă, părinte, în familia mea nu e nimic. Din noi tot se desface, tot se destramă. Nu, eu nu am liniște. Eu nu am liniște sufletească, nu am nimic. Și atunci părintele îi spune, îi lămurește cine lui Ion, cine omul ăsta. Este un șal care i-a tăiat barba și l-a bătut. Dar l-a lăsat să chinuie, să închipui și să vadă el durerea asta care i-a făcut-o lui. Totuși părintele de acum s-a lipit la pat și a lăsat momentele cele adică dureroase în lumea noastră. Dar iată, cum a trecut etapele astea? Foarte greu. Era o durere care nu era, e foarte greu de spus, de redat toate astea. Eram, parcă am pierdut un om care nu-l mai avem. Cancerul, asta a fost până la Sfântul Proroc Ilie, tot mi s-a ratat un vis. Părintele se îmbolnăvește de cancer și moare. Eu tot n-am fost, dacă eram bolnavă de COVID, de boala asta strașnică, tot o sunam pe Nina. Nina, ai fost la mănăstire, tu nu știi și cu părintele, e tot normal, dar nu spuneam nimărui nimic ce se întâmplă. Sfieta tot fost fără mine, că dacă eu... Sfieta și se întâmplă la părintele. Nu nimic, e tot normal. Vine Nina, mă sună, zici că Liuda, părintele foarte rău, o căzut la pat. Zic, Doamne, numai să nu fie asta și aici s-a întâmplat. Îi spun lui Sveta, Sveta, adim repede până la mănăstire, să vedem ce se întâmplă cu părintele. Eu am început tare a plânge și mă duc am ajuns la părintele, părintele stătea la pat. Eu m-am dus, în asta a fost ultima mărturisire, m-am mărturisit, am început a plânge și m-am uitat la dânsul. El s-a uitat cu așa o jale la mine și eu zic că, în gândul meu, zic că mă ating că asta e ultima a noastră întâlnire, da. Și atunci, îndată, am început în sufletul meu, zic, Doamne, ce stați? Dați-l, duceți la UZI, nu-i faceți toate astea, procedurile astea, mai tare agravați. Dacă trebuiește de făcut, nu o zi, dar tomografia, spunem deodată. Faceți tomografia, așa vorbim, tomografia faceți la spinare, ceva este. El are cancer, în gândul meu mă gândesc, el are cancer, e că asta mi s-a ratat tot. Atunci, părintele Vlasie, încă m-am întâlnit și zic, părinte, du-te, rog, la... A, dar ori noi venim, găsim ceva, că să-l ducem la... Nu-i de fără voie, nu pot să-l duci. L-a dus deja, când îmi spune, când mi-a spus că și are el, atunci cu tot om. Și când l-a operat, eu nu m-am întrebat cum sunt părintele. Eu deodată am spus că metastaze și s-a agravat situația. Și așa fix și așa a fost. Metastaza s-a agravat și a dus foarte repede s-a dus. Foarte repede, când el încă putea un an de zile și doi putea să o ducă. Dar adânsul a fost ceva care ieșit din comun. Foarte chipul nimeni a sunat de la mănăstiri și a zis că ca la părinții s-a jurat cancerul de spatele. De obște eu nici nu puteam să vorbesc. Aveam noroc, eram la nepoată, dar atunci chiar zis, nepoate nu era acasă, te rog frumos, du-mă la mănăstire. Și mă rugam tot drumul. El și de și s-a uitat, dar noi plângem de aici și uite, m-am așa dat în genunchi la noi și plângea și el așa face cu mâna. Eu eram, știi,
Așa, știi, că nu m-am călugăr și el fășea așa cu mâna. E că așa fășea cu mâna, că... Da, că să nu plâng, el știe că eu plâng tare. Și am fost de 3 ori când el era la pat, că părintele Vlas zice, duce și vă luați, rămas bun la părinte. Și am fost atunci, așa, 3 ori, și el, când m-a sunat noaptea și mi-a zis că el s-a trăgit din viață, dar n-avem lui crâni. El așa special, el s-a rugat în rugăciunile lui ca pe noi să ne întărească, noi tari plângem noi. Nepoată mi-a zis, du-te tu și îi spune lui tante Nina. Dar el zice, nu, du-te tu, să te mie că am ușa să leșe, oriceva, dar el s-a rugat părintele ca să... Dar pe el așa i-a spus, cu 25 de ani urmă, i-a spus, zice, a să fie multă lume, voi când mine să mă iei, voi toți ăsta și să nu ați puteți nimic să spuneți. Și fix așa a fost. Un moment foarte interesant și interesant și lumea cum a trecut. În noaptea când a trecut părintele din viață, da? Spre orele 4 era noaptea. O să văd ceva să-mi țări în momentul acela? Da. Atunci când el murea, absență Duhul lui, absență despărțirea asta a noastră între părinți și noi. Foarte mare despărțire. Și într-un moment, parcă așa, s-a liniștit tot. Parcă... Că așa s-a dus. Gata. Și când s-au început telefoanele, unul dintr-o parte, altul din altă parte, eu am început, dăm eu să-i sun. Atunci era Serafim. Nu m-au sunat la fete, fetele răpții mi-au sunat. Tante Liuda, murit, batișcă. Și eu am început tare plânge. Dar eu când îi spuneam la toți, părinte, are cancer, părinte, dăm la urmă când am văzut toate astea, zic, părintele, are cancer, rugați-vă. Ei, Liuda, ce grăiești tu, prostii? Și când în duminică aceea, parcă el o fost mai vesel, părintele, ultima duminică, fetele toate vesele, părintele, părintele gata să revine, ia ca Liuda, tu spune că... Dar eu mă uitam și îmi curgeau așa lacrimi, toate vesele. Dar eu mă întorc așa la Ludmila de la Brișeniu, zic, Liud, ei spun, tăți îți veșeli, părintele pleacă. Zic, ascultați-mă, părintele pleacă. El mi-a spus așa, Liuda, eu plec. Eu plec, ca înainte de a se duce el, să stângi când el se chinuie, Liuda, eu plec, Liud. El când avea vreo, ea ca eu, când întotdeauna mă prăcheam, părintele zic, ea ca mă scăp și o boală, oriceva, păi să ieși citești acasă a Mântuitorul. Și când am aflat de asta, eu citeam, și cât ai spus? 2, 3 acasă, dar să le citești. Și acolo e scris de boală, de tăte. Și mă rugam, zic, Doamne, la tine toate sunt putință. Zic, la noi cu neputință. Să nu știi boala asta. Fă spre bine și întoarce-le. Că nu mai avem pe nimeni în afară de dânsul. Și că dânsul mă tăvănați mai și ei. Eu de ce v-am întrebat, fiindcă eu atunci eram la Chișinău, adică cu întrebări de chiriere, cumpărături, a rămas pe noapte în Chișinău și mă uiteam la Vladimir. Și că la ora cei când au plecat părinte, atunci și fetița de 2 ani jumate, îți parcă era atunci 2 ani, s-a trezit așa din somn și a început a plânge tare ca niciodată și striga la mamă, mama, mama, și s-a sculat Ana și a început, ce cu tine? Mama, mama, hadia, e ca așa spune fetița, zice, du-mă unii hadia, dar eu una să nești bună, hadia. Iată, în omul acela, mi-a sunat telefonul, eu plâng din altă cameră, mi-a sunat telefonul și m-a sunat Serafim, dacă ține minte, și mi-a spus această veste. Și Ana toată înțeles că după cuvintele Macrinic, ei așa au făcut niște mișcări de-astea, adică strani, și odată ce sunat telefonul, deodată înțeles ce s-a întâmplat, adică că așa deodată. Și atât, de ce v-am întrebat acum, pentru că eu am sunat cel la mai mult fii duhovnicești al lui părinte și am spus și cât e de straniu, dar majoritatea fiilor duhovnicești la ora aceea nu puteau dormi. Eram așa de tare agitată și zic, ce se întâmplă, ce se întâmplă, cine sună, mă ia, cine sună? Și într-un moment mă sună Ilaria și îmi spune vestea.
înșeptarea plânge și de cum așa? Nu putem să dormim în nopțile șele, că eu am îngropat 3 de cancer și în fiecare seară mă gândeam, zic, ori și faci părintele, că într-adevăr cancerul este tare, e dureros. Și face el de pe zi, pe dânsul, cum îl mănâncă și-l mănâncă. Eu am mai vorbit și mai înainte, în interviu, și tot și cum spun, adică când părintele chiar le sătea la pat, în comă, da? Da. I-a tornit un arhiereu și atunci am spus că la cei care erau pe lângă părintele chiar, am spus că voi nu știți cine aveți lângă voi. Voi lângă voi aveți omul care s-a răstignit pentru toată țara. Și atât, Părintele Fel, fix așa am văzut și noi. Părintele Fel este persoană care toată viața a alergat după sufletele oamenilor din țara noastră. El a avut, chiar și în momentul ăsta arată că el nu a fost numai călugăr și pentru călugări ca povățitor. El a fost un povățitor a toată țara, care s-a jertit pentru ține, adică pentru toată țara, nu pentru mănăstirii numai. Și da. Atunci, momentul ăsta de durere, și cum a spus el că eu sunt mort pe mocenicie, asta și este crucea lui Hristos, care Hristos a murit pe cruce ca să învie, ca să scoartă sufletele din ea. Da. Și eu cred că această răstignire a lui, El nu sfinte zătar. Eu cred că biserica noastră să rămâie biruitoare tot timpul, o să treacă ispitele cele care se așteaptă, care ne pasc pe noi și vom ieși biruitori. Eu cred că și biruitori nu din meritele noastre, dar din prețul muciniciei părinte. Eu așa să spun, adică cum Hristos prin cruce a scos sufletele din iad, părintele prin mucenicie lui, fiindcă durerile care le-a avut el, este o durere insuportabilă, fiindcă cancerul într-adevăr e măcina chiar oasele, da. Coloane, da? Dar coloana acolo e totul sistem nervos, toate durerile cel mai mari. Da, și atât durerile acestea el le-a suportat, fără morfii, fără niciun fel de medicamente care să iei durerile, doar ultima săptămână. El putea să spui că puneți-mi injecții, puneți-mi să iei durerile, dar el special a făcut lucrul ăsta, conștient, luând crucea și ducând-o până la urmă. Și doar ea când cu Hristos, doar când a căzut Hristos în genunchi și a luat Iosif crucea, da? Iată, așa și la Părintele Rafael i-a luat lucrul ăsta. Doar ultima săptămână, când el de acum a căzut în genunchi, gata, nu putea, și tot, nu cu voia lui a cerut, dar prin insistența medicilor o introdus, adică medicamentele astea care iei durerile. Dar iată cum Hristos, nu el a cerut că să iei crucea de pe genunchi, dar el a căzut în genunchi și atunci o sta și el a crucea și a pus-o la altul. Da? Iată așa spune Rafael, este o copie întocmai. Adică Hristos dacă s-a răsnit pentru toată omenirea, dar părintele pentru țara noastră. Da. El spune, câți fii duhovnicești el are? 3 milioane, el spune. Cum mă lăsam pe diavolul și voi nu știți ce stâlp voi aveți în Moldova și cătați voi la noi aici, la Blăjână Xenia Petiarbusca. Da, dar asta este o chestie normală, fiindcă noi am mai spus că niciun proroc nu este primit în patria sa. Da. Iată, asta, lucrul acesta, că tare vorbește și viața părintelui în mănăstirea noastră. Iată, eu acum făcând interviuri, eu lucrurile ascunse a părintelui le aflu de la fiii duhovnicești din lume. Eu așa vorbi, eu în mănăstire nu pot aduna. Chiar cei mai apropiați a părintelui, cei mai înalți în rugăciune, în mișcarea asta duhovnicească, cineva din Mirene a întrebat un călugăr, dacă tu l-ai înțeles părintele, și l-a spus, eu nu l-am înțeles. Și asta spune, pur și simplu nu spun cine, adică pe nume, dar asta spune un călugăr din acei care au fost lângă părintele, care el a avut toate șansele și toate posibilitățile de a cunoaște. Da, chiar acel călugăr, el spune că eu nu l-am cunoscut, nu l-am înțeles, nu că nu l-am cunoscut, nu l-am înțeles. Dar că l-a înțeles lumea mireană, dar nu, și asta nu este meritele oamenilor mireni, da?
Dar asta a făcut părintele așa, el a vrut așa să fie, da? Adică poate călugării noștri într-adevăr iau o viață cu mult mai înaltă, nu că într-adevăr, călugării într-adevăr are, chiar așa și este, că are o viață cu mult mai înaltă ca mirenie, are o cruce cu mult mai grea, dar iată lucrurile acestea alimentare nu le-a fost dat să le cunoască și asta motiv, eu cred că cum am spus mai înainte, este motivul acela că părintele nu-i plăcea să fie înălțat. Da. Dar el vroia ca să-l vadă toți ca om simplu și el, în simplitatea lui el putea lucra mai ușor asupra sufletului. Dacă e rog de așa, el da, îți face da. Rapid. Și el în simplitatea asta putea mai ușor conduce și povățuie. Da, odată eu vineam în mănăstire și eu zic, Ida, parcă e părintele nostru, parcă e părintele cuvios Serafin Lăsărov. Și ne-am așezat pe scaun de zici că nu mă compara pe mine cu părintele Serafin Lăsărov. Eu sunt părintele Rafael. Părinte, iartă-mă. Sora mea era ieșe, era de la... Și era la mănăstire și el zice că nu te... Am venit acasă. Zice că nu te mai ales nicăieri să... Deci, dă și... Unii părintele ar fi la balcon, așa, ian și m-au conjurat de două ori, așa, ian și s-a uitat lângă mine și eu m-a spărie de dâns. Zic, dă și n-ai putut să iei bine cum ta, deci că... Unii, că nu ți mai dau făinte locul și putea plânge. O zic, o ieși de la balcon, așa, dar... Că pe ușa e încuietă. Cum el a intrat, eu nu înțeleg. O zic, că și unii s-au conjurat. Îi mulțumim lui Dumnezeu fiindcă ne-a dat, da, ne-a dat cuget și gândire ca să putem da slavă. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat așa părinte în țara noastră. Fiindcă poate noi nici n-am meritat, fiindcă părintele au apărut atunci, da, părintele au apărut atunci când biserica era prigonită, oamenii, adică dacă, cum spun Sfinți Părinți, că vă pune pâinea și crucea și oamenii vor alege pâinea, da. Iată, noi eram atunci în perioada asta, aceasta și părintele a venit la noi în țară, uite, anume într-așa perioadă. Dar mi-a luat Dumnezeu lucrat aici și iată, iar din nou, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că odată așa stâlp care a luminat câteva zeci de ani. A luat și mucenicia aceasta pentru toată țara. Aici, asta demonstrează și ne spune că nu aici se termină totul. Adică aici, e posibil că aici abia se începe totul. Iată. Și cerem lui Dumnezeu, adică că și în viitor să trezească inimile creștinilor din țara noastră, să aducă la căiență și la înțelegere, cum spunea părintele, că n-ai smirit cugetare sau n-ai înțelepciune dumnezeiască. Iată, aceea smirit cugetare, fiindcă noi de multe ori facem vânt, facem replici, facem ce facem și ne gândim că facem corect, dar noi nici nu ne dăm seama că chiar aceeași politica țării, aceeași alegere, aceeași cale greșită dacă chiar să ia în țară, la nivel de țară. Asta nu este țara, nu este conducerea cei care face lucrurile, asta este miritul poporului. Și atunci când lumea iese și strigă că sunt deși așa, deși noi trăim așa de greu, nu este corect, pentru că lumea trebuie să iasă, să spună de ce eu nu m-am dus la biserică să bat cu pumnul în chef, da? Și să se plângă. De ce eu n-am ținut posturile? De ce eu urăsc pe vecinul meu? De ce eu mă pun în pară cu cei mai mari mei? De ce eu la serviciu n-ascult de șefii mei, dar fac viclinie și retlicuri, da? Și eu cred că acum, după ce el a plecat din viață, el și mai mult a să ajute la lucrurile acestea. Poate chiar cu pronierul lui Dumnezeu poate și aceste filme vă trezi inimile creștinilor. Și va arăta că Dumnezeu că tare lucrează nu prin cărturari, dar lucrează prin pescari, prin necărturari lucrează, prin acei care, piatra care nu a făcut toți editorii, a ajuns în capul unghiului. Și poate aceste firme vă aduce la urechea omenirii, la inima lor, anume gândul acesta, anume recunoașterea asta, că părintele a fost un om neputincios și el. Undeva el tot era un izvor de sminteală, poate pentru cineva, dar mulți nu și-au dat seama că anume în acest izvor de sminteală a lucrat darul lui Dumnezeu. Iată, ne rugăm ca Dumnezeu să deschidă aceste lucruri și... Cu